UTA țintește sus. Alexandru Meser, conducătorul clubului, a recunoscut mai în glumă, mai în serios, că l-a ofertat pe portarul naționalei Niță, unul dintre cei mai buni jucători ai României la campionatul european de fotbal. Păi, nu, eu mi l-aș fi dorit pe Niță, în poartă, de exemplu, că era fără contract și am luat legătura cu el. Da, dar alt jucător, restul jucătorilor le-am văzut doar de pe platforma respectivă. Deci nu este niciunul pe care l-am fi dorit neapărat, pentru că nu știu, oricum dacă venea nu știam ce, cum ajunge aici. Niță, ce-a spus? De ce v-a recrutat? Cine? Vă zic să mai așteptăm un pic. Golkeeperul de 37 de ani al echipei naționale analizează mai multe oferte din Arabia Saudită. Și Rapidul i-a făcut o ofertă, însă a răspuns că nu are ca obiectiv să revină în România. Altfel, Meser a spus că UTA optează pentru jucători care își doresc să evolueze aici. Conducătorul clubului a menționat că nu vrea să semneze cu fotbaliști care apoi să stea accidentați pe banca de rezerve.